Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. E drept având o mai mare slăbiciune către latura Middle Eastern a parfumeriei. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez un videoclip nou. Toată treaba aceasta este total, total gratuită. Ați văzut deja din titlu despre ceea ce urmează să vorbim, să vorbesc astăzi, însă eu acum când filmez este miercuri, veți vedea pe seară acest videoclip. Iar parfumul zilei mele de astăzi um, este o achiziție blind, dar pe cât de blind, pe atât de îndrăgostită sunt. Vorbim de Mystic Bouquet de la Afnan și da. Aceasta este goliciunea parfumului, pentru că pur și simplu îl ador. Da? Miroase extrem de scump pentru prețul plătit. Uh, oricum eu uh, m-am grăbit să-l achiziționez și l-am achiziționat mult mai scump decât îl puteți găsi pe site-ul Parfumas, da? Chiar am căutat dimineață acest uh, parfum pentru că mă bate gândul la o sticlă de backup, deoarece acesta vine în uh, variantă de 80 de mililitri. Și da, cred că undeva pe la finalul verii nu l voi mai avea și uh, la parfumat l-am văzut la uh, 168 de lei. Da față de prețul cu care l-am achiziționat eu. Dar dar. Um, nu o să vă spun foarte multe despre el. Urmează să îi fac un video de tip recenzie da separat. Însă ca să vă faceți o idee. Este acel valaia on a budget, da? Valaia varianta de buget. Um, la 2-3 zile după prima pulverizare, nu știu ce magie, macerare, maturare, oxidare, că din nou ajungem acolo, s-a întâmplat în această sticluță, deoarece, fix la 2-3 zile, pot spune că, în percepția mea și um, în felul în care resimt eu un parfum și ceea ce culeg eu dintr-un parfum, acest Mystic buchet se aseamănă în proporție, în momentul actual, de 98% de Valaia de la PDM. Da? Am testat de N și N ori Valaia în Obsentum, deoarece, sinceră să fiu, nu credeam că Afnan face o treabă chiar atât de bună. Cu toate că, virgulă, Casa Afnan, știți, v-am mai vorbit despre ei în alte videoclipuri, este una din casele mele de suflet. Știu că e oarecum un mic război între susținătorii Latafa și susținătorii Afnan. Am și parfumuri Latafa, am și câteva pe care le voi cumpăra în continuare, însă, după ce se termină, însă, dacă ar fi să pun într-o balanță aici Afnan și aici la Tafa, cu siguranță balanța va fi așa și chiar se va rupe, da? deoarece Afnan, în opinia mea, este cu mult, mult, mult peste casa la Tafa. Din nou, scuzele mele, suntem mulți, suntem diferiți, slavă Domnului, dar eu personal așa percep. Da? da chiar, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă ar fi așa să faceți o paralelă între ceea ce aveți de la Afnan și ceea ce aveți de la Latafa, către care din cele două case înclină balanța mai mult. Și de asemenea, nu uitați să-mi lăsați și mie ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și avem aici una bucată colețel de pe site-ul parfumas.ro. Știu, multe dintre voi mi-ați scris, Ana, n-ai mai plasat nicio comandă, Ana. Eu am mai plasat o comandă, acum ceva timp în urmă, mai precis imediat ce a revenit în stoc, pentru ce parfum credeți dumneavoastră? Tot mă mișc ca să-i șterg tăblița, da? Bun, avem aici două bucăți Afnan Edict Mask -tick. Da? Deoarece eu în momentul în care m-am văzut cu atât am intrat în panică da? V-am terorizat, v-am zăpăcit, v-am făcut vorba aceea capul calendar în legătură cu acest parfum Dacă iubiți moscul, însă um, trebuie să-l iubiți, da? trebuie să aveți moscul în sânge, cum se spune, cu siguranță era să spun cu siguranță, cu siguranță acest parfum nu trebuie să vă lipsească. Este drept. Da, știu, multe dintre voi mi a scris, Ana, e cam scump. Este cam scump, dar în momentul în care îl miroși, crede-mă, sau mai bine spus, în momentul în care îl porți, toată lumea um, își va rupe capul după tine și spun asta indiferent dacă ești bărbat sau femeie, da? Miroase incredibil pe mine și miroase la fel de incredibil și pe soțul meu. Este total, total unisex, este moscul acela de super, mega, ultra nișă și așa mai departe. Plus că miroase, fără exagerare, în genul acelor parfumuri de nișă de la 1500 de lei în sus. Da? Miroase extraordinar de scump, sexy, elegant, da? este cu totul, cu totul altceva cu siguranță nu veți găsi, de exemplu, într-o mare de 50 de oameni, 100 de oameni, nu veți găsi o a doua persoană care să miroasă la fel cum mirosiți dumneavoastră. Și în momentul în care am plasat această comandă, nu am venit că trebuie să vă mai fac un unboxing, deoarece știți, v-am tot vorbit despre mastic. o să-i fac și o recenzie separată, da, părerea mea finală, cu toate care imnuri și ode la mine aici pe canal, dar în acea comandă, printre marea de mostre și între timp, că trece timpul, să și deschid coletul, am avut o mostră tot de la Afnan. Mai precis, Supremacy Tapis ruj Și știți că eu mereu vă spun, de unde? A, ah, de aici se deschide. Știți că eu mereu vă spun nu testați decât o dată și atât un parfum Middle Easter, da? Oricum, în general, ca orice parfum, în momentul în care îl testezi, depinde de foarte mulți factori. S-ar putea ca după 2-3 zile, când îl retestezi, să descoperi, să culegi cu totul altceva din el. Și, hai că am reușit. Coletul vine așe, foarte, foarte bine ambalat, ca de obicei avem și la factură și avem bunătățile. Dar, de fapt, să le și deschid până termin, să le deschid din folie. Am testat acel tapis și inițial zica nu e nimic wow, mă așteptam la cu totul altceva. A venit mami pe la mine, i-am făcut niște decanturi și i-am mai dat și niște mostre să testeze și ea că mai nou ea nu este cu acest microb, dar bineînțeles că l-a preluat și ea. Și la câteva zile, nu știu unde am fost eu plecată cu ea, și mirosea incredibil. Și culmea că mie nu mi se părea cunoscut. Zic, ok, mami, cu ce te-ai dat? Păi mi-ai dat tu mie mai multe, zic, da, de canturi mostre, zic, nu reții. Nu, 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 că nu era de din la mare, erau niște mostre mici. În fine, Ajunge mamei acasă, îmi trimite poză pe WhatsApp. Ce era? Domnul. Afnan, Supremacy Tapis Ruj. Da? Dar, înainte și înainte de toate, avem trei uh, parfumuri în această comandă. Și primul despre care nu vă voi vorbi foarte multe, da, vă las senzația de deja vu, acum știu. Pentru că mi-am luat backup pentru Rare Passion. Da? Rare Passion. A, și să vă arăt întâi pe unde sunt cu sticluța mea. Că mă tot gândeam, zic, doamne, zic, nu e o sticlă transparentă, cum fac eu să văd conținutul, să văd unde sunt. Da? Ia, vorbesc, nu vorbesc. Se vede? Da? Este pe undeva pe aici. A, acum se vede. Da? Din 100 de mililitri, da? Eu am băut atât, indiferent că a fost, uh, pentru că l-am din vară de anul trecut, o să vă las pe undeva pe aici unboxing-ul și primele impresii, l-am din vară de anul trecut și de atunci și până acum, da, cred că mai am 30 de mililitri și îl desigilez și pe acesta ca să aibă acel uh, timp de așezare, cu toate că, gata, cu toate că parfumurile casei Afnan, nu, din ceea ce am observat eu, adică din ceea ce dețin eu și am destul de multe, nu necesită acel timp, da? Nu vin cu izul acela de combustibil, precum cele de la Platafa. Nu. Deci e fix aceeași poveste. Primul puf, da? Ați văzut că l-am desigilat, cu cel pe care eu l-am deja. Și ca de obicei eu țin parfumurile invers. da? Bun. Rar Passion, știu, multe dintre voi mi-ați trimis poze că l-aveți. Doamna Eni, vă pup, să rumâna. Știu că aveți două sticle, știu asta, știu. Și îl iubiți, da? Haideți totuși, dacă e pentru prima dată când mă vedeți, să vă spun notele acestui parfum. În vârf, portocală, mosc și trandafir, în mijloc, ambră, notele lemnoase și vanilie, iar în bază, trandafir, mosc și floare de portocal. Și dacă sunteți de ceva timp aici, v-ați întreba, păi bine, cum deții tu backup la un parfum care are trandafir atât în nota de vârf cât și în nota de bază? Ei bine, trandafirul de aici nu este genul acela de notă in your face, dacă vreți. Nu e ceva ce răsare, da? nu e ceva ce își face simțită prezența, nu e ceva copleșitor, nu. Tot ceea ce culeg eu de aici este acea aromă pufoasă, da? te poate duce cu gândul la uh, bezele, dacă are sens, cu aromă de floare de portocal. Dar când spun floare de portocal, Știți că nu prea mă împac cu orice combinație de neroli și floarea de portocal de multe ori în parfumerie e vorba aceea ținându-se de mână cu neroli. Ei bine, în Rar Passion, floarea de portocal este una dulce, fin pudrată și când spun dulce, nu știu, gândiți-vă sau încercați să vizualizați nectarul unei flori de portocal, da? Nu mă duce cu gândul către miere, nu mă duce cu gândul către zahăr. Mă duce cu gândul pur și simplu la izul acela de nectar de flori, da? Cu toate acestea, nu știu, probabil moscul, notele lemnoase, nu e genul acela de, um, cum să spun eu, aromă lipicioasă, dacă vreți, nu e parfumul acela copleșitor, nu e parfumul acela ce nu-l poți purta vara și așa mai departe. Din contră, pe mine, una personal, dacă mă întrebați, am senzația că rar Passion pur și simplu strălucește vara, da? Tocmai de aceea, de disperare că mai am aproximativ 30 de mililitri. se nu, mai trebuie o sticlă, da? Um, e genul acela de parfum 100% feminin, um, elegant, dar versatil totodată, și are acel subton obraznic, da? are ceva sexy în el. Poate fi din nou cu ușurință genul de um, parfum de tip semnătură, da? îl văd, da? categoric îl văd pentru că îl văd all season, în orice sezon, în orice context și așa mai departe. Și ca să vă fac o paralelă cu parfumeria vestică, tot ce aș putea spune, v-am mai spus eu de fapt și în alte videoclipuri, pentru mine aroma rar passion mă duce într-o oriana da? mult mai complexă, mult mai complexă, mult mai proeminentă, performanțe mult, mult mai bune, cel puțin pe mine și pe pielea mea parfumul acesta a ajuns la faza la care se simte după duș. Da? Pe haine nu mai vorbesc. Dacă apuc să mă dau curar peșin pe o cămașă, un tricou sau așa mai departe, cu siguranță voi resimți din șifonier aroma undeva la 2-3 zile. Da? Deci este incredibil. Incredibil. Dacă iubiți parfumurile fluffy, cum se spune, bezeloase, Uh, dar nu în zona gurmandă, da? pentru că nu este genul acela de aromă cu iz alimentar. Da? Își păstrează linia de parfum, nu e ca și cum miroșa a cofetărie pe două picioare. Da? Dacă sunteți în zona Oriana, rar peșen de la Afnan este, nu știu cum să zic, este safe blind buy, asta unul la mână, doi la mână, pentru mine și pentru cele ce mă cunosc și cu care vorbesc aproape zilnic, știți că este unul din parfumurile care înseamnă rojin. Da? Niciodată, niciodată nu îmi va lipsi. Bun. Mergând mai departe, ajungem la minunea asta. Da? Sincer să fiu, eu am intrat pe site să comand backup pentru rar peșă. Și în timpul în care mă plimbam eu pe site, am observat acest parfum la reducere și zic ok, ești la reducere. Uh, inițial n-am avut răbdare cu tine să te descos, să văd ce și cum, cine ești, cât poți și așa mai departe. Acum e timpul să pun mânuța pe tine. Parfumul vine așe, Hai că am reușit mai aveam un pic să mi dau una în față, dar nu mai contează. Da? O casetă din ceva material oarecum lucios și semimat pe spate, da? Oricum e genul acela de prezentare mega luxoasă, unde am cutia. Am aici și cutia lui Edict Mastic, da? Deci n-ai cum. Cu cutiile astea n-ai cum. Bun. Acela era catărul. Ia să vedem cum îl deschid. Cred că trebuie să apăs aici. Sunt într-o fază în care îmi doresc manual de instrucțiuni. Am reușit. Ce am făcut? Vine o dată așe și o dată așe. Da. El săracul era așa, dar eu am reușit să-l desmembrez. Așa e când ești de la țară. Bun. Vai de viața mea un moment pentru această sticlă. Deci, nu ai cum. Este genul acela de sticlă brumată, da, cum îi spun eu. Avem aici un detaliu de trei pietricele. Embosat avem emblema Afnan Supremacy. Da, deci nu. Dar aștept să-l pozez. Să-i fac postări pe Instagram să-i fac clipuri pe TikTok. Nu. Deci nu, n-ai cum. Pur și simplu n-ai cum. Ce gramaj ai tu? Ia să vedem. 90 de mililitri extract de parfum. Da? Și din antecedentele mele cu Casa Afnan, în momentul în care ei scriu sau ei spun este un extract de parfum, cum este Mask Tic, de exemplu, eu vă sfătuiesc decât să aveți grijă cu pulverizările. Da? Deci aveți grijă. Haideți totul să vorbim și despre note. În vârf avem cireșe negre, piersică și licii. În mijloc prună, trandafir, mahonia și iasomie. Iar în bază, cuișoare, vetiver și bujor. Inițial v-ați duce cu gândul către un alt parfum, nu? Haide să vedem. Ia să vedem. Ba nu. Pe mână, nu pe mână. Da. Sună telefonul fix acum. Ba nu. hai să testăm pe mână totuși. Aici am mai testat eu ceva dimineață. Bun, aici e safe. Ia să vedem. Da, deci n-ai cum cu aceste atomizoare, da? Pam pam. Bun. Deci, da, e clar, ori l-am testat într-o zi în care eram eu mai ciufută, ori nu știu. Pentru că, de la prima pulverizare, întâi și întâi de toate, exact cum v-am mai spus, Casa Afnan nu are niciun iz specific și totodată nu are acel iz de alcool. Apropo, Afnan, dacă mă vezi că te laud în halul ăsta, Colmi! Da, asta a fost o glumă de Colentina pentru că multă lume îmi spune vorbești de parcă te sponsorizează casa X și Y. Ei nici măcar nu știu de existența mea, vă zic eu. Bun. În deschidere, ai uh, genul acela de. este ca și cum îți pui un pahar mare de cola cu cireșe. Da? De ce spun cola? Ai izul de cireașă și culmea este redat foarte, foarte fain. Da, foarte fain. Știți că cireașa în multe parfumuri, nu, nu toate parfumurile pot reda o cireașă naturală. da, La fel cum v-am mai spus eu în alt videoclip de nota de mango. E o treabă cu dute vino aici. Este categoric izul acela de cireașă dulce, suculentă, zemoasă. Dar totodată, în deschidere, ai avut și acel aer, cum să spun eu. Fix așa cum v-am spus, da? Ți-ai pus un pahar mare de cola cu cireșe rece și pur și simplu îți apropie par uh, parfumul, <laughs> îți apropie paharul de nas, da? Și bulele acelea de acid ies, uh, da? Din pahar, înțelegeți ceea ce spun. Are izul acela fiind de tot efervescent, da? Nu este genul acela de deschidere, nu știu, poate sticla vă duce cu gândul la pf, ceva mega gotic și așa mai departe. Nu, nici pe departe. Deschiderea este veselă, este feminină. Undeva, în fundal, intervine o dulceață, da? Și un iz, așa, nu știu, e genul acela de cum să spun eu, se deschide vesel, se deschide cu cireșe, se deschide, da, efervescent de vară și ce mai vreți dumneavoastră, însă la un moment dat pur și simplu face o curbă, o cotitură, da, și intră oarecum în zona de fem fatal, da, deci pur și simplu așa mă duce cu gândul. Dacă aveți impresia că este o clonă sau o, un parfum interpretat, nu, un parfum inspirat din Last Cherry de la Tom Ford, puteți avea impresia doar în primul minut, da? Doar la prima pulverizare. Te duce către zona Last Cherry de la Tom Ford. Însă, acum, pe măsură ce se dezvoltă, nici pomeneală, da? Nu mai ești acolo. E o treabă în parfumerie cu nota de cireșe. În afara faptului că este foarte greu de a fi redată cât mai natural, cât mai aproape, cât mai apropiat de natural, nota de cireșe îți poate lăsa senzația aceea migdalată, da? Unde vezi cireșe în parfumuri, s-ar putea să ai senzația, să trăiești cu impresia că sunt și migdale, Da? fix chestia asta se întâmplă acum. Mai verific o dată, dar da, ei nu listează migdale. Însă, cireașa îți lasă nota de cireașă, îți lasă acel subton migdalat, da? Este ca și cum în momentul de față ai ceva cireșe, ai ceva migdale. O atingere extrem, extrem de fină da? Și nici măcar nu este în prim plan în, Pe același loc cu cireșele și migdalele Ci mai degrabă undeva în fundal De ceva fin de tot condimentat da? Foarte, foarte fin da? Nu vă gândiți Nu mergeți cu gândul Chiar dacă vine de la casa Afnan Nu este acel parfum tipic Pur sânge Arabesc, Middle Easter sau, sau așa mai departe da? Nu are nici cel mai mic iz de ud, parfum arăbesc sau nici măcar nu poate fi luat în calcul parfum ieftin. Da? Nici de cum. Intervine și ceva pudrat, un acord pudrat și nu știu de ce un fiind de tot acord de ruj, da? Mă duce cu gândul către ceva și da, mă duce cu gândul către BDK, uh, rouge Smoking, Smoking, Ruj, rouge, o să vă inserez pe undeva pe aici, da, și mă duce foarte mult în zona aceea, se transformă, deci deschiderea este un uh, preț de un minut, ai last cherry, după ce se începe să se așeze, te poate duce cu gândul oarecum, pentru că la un moment dat când am pomenit eu de migdale și așa mai departe, m-a dus preț de câteva secunde către Black Perfecto de la Guerlain, iar în momentul de față se stabilizează, cum ar veni, da? către BDK uh, Rouge Smoking. Da, că nu îmi venea... Da, da... Clar, este acea fem fatal, da, într-o sticluță, acea fem fatal cu stiletto lobuta, da, și cu ceva ruj roșu. Pentru că, da, în continuare, în fundal, este, este un acord ce nu mă duce cu gândul decât la ceva pudră și izul acela de ruj roșu. Acum, da. Dacă în deschidere nu i-am văzut sensul uh, sticluței, în momentul de față, da. Pot spune categoric că miroase fix precum arată. Dar uh, ca să facem un joc de cuvinte și să ne jucăm puțin cu imaginația, o luăm de jos în sus, da? Se deschide, către, se deschide în zona lui Last Cherry, da? Vesel, jucăuș și așa mai departe, iar pe măsură ce se dezvoltă, se dezvoltă senzual Sexy, elegant. Deci, pentru o primă impresie cu toate că oricum acest parfum cred că va merge pe repede înainte cu recenzia pentru că nu prea îl voi lăsa din mână, deoarece eu personal îl văd din nou purtat. Da? În opinia mea se poate purta în orice anotimp. În orice anotimp. Fix în orice anotimp. Nu mi se pare, din nou, datorită cireșei de aici, nu mi se pare acel parfum greu de purtat vara sau așa mai departe. Doar că, din nou, exact cum v-am spus eu cândva despre uh, Rare Passion, da? dacă mi-aduc eu aminte, pentru că Rare Passion cel puțin mi-a lăsat senzația asta de la primul puf, da? de la prima pulverizare și acum am ajuns la sticluță de backup, Într-un timp destul de scurt, același lucru este valabil și pentru Supremacy Tapis Rouge. Este acel parfum pentru o doamnă, da? Um, și când spun doamnă, nu trageți da, către latura vintage sau nu vă gândiți că este acel parfum de 40 plus și așa mai departe. Doamnă, în opinia mea, poți fi și la 20-25 de ani. Da? E vorba de atitudinea ta și de felul tău de a fi. Revenind, este acel parfum pentru o doamnă, doamna aceea sigură pe sine, doamna aceea care nu trebuie să demonstreze absolut nimic nimănui și își trăiește viața după propriile reguli. Este categoric de la primul puf 10 din 10 pentru mine. Bun, îl lăsăm puțin pe mână și voi trece la un parfum pentru că, na, vă dați seama, eu cum sunt curioasă și fanatică, dacă am văzut că tapis ruj este deja la reducere, zic hai să vedem ce reduceri mai avem pe site și voi vorbi despre o casă care pentru prima dată o testez, da, deci este ceva, este acel teritoriu necunoscut pentru mine. Hikaya di narration, dacă zic eu bine. Ia vine așa, el vine așa acest parfum, da, și mi-a atras atenția reducerea destul de mare de pe site. Normal este um, unde 495 de lei, da? prețul său normal, iar în momentul de față este 396 de lei. Și zic ok, reducere de 100 de lei, dacă stai bine să te gândești, zic hey, hai cu mine, prietene. Și a venit Eternal Wood în viața mea din colecția Poetry. Ceva cu poezie, dar oricum. Înainte și înainte de toate, prezentarea. Deci, n-ai cum. Nu știu cine sunt nenici aceștia. Este prima dată când mă întâlnesc cu ei. Dar uh, m-au cucerit de la prima privire, dacă vreți. Nu știu. Și cutia în sine, da? Chiar dacă este carton, este genul acela de. Nu știu. Da. Are și magnet aici. Superbă. You are the story that I never want to end. Hai, zic că nu e frumos să faci așa ceva ca două. Bun. Sticluța în sine poate vi se pare banală, dar este mega, mega elegantă, în opinia mea. Foarte fain. Foarte, foarte faină și pot vedea, da, pot vedea uh, lichidul din interior și e genul acela de sticlă grea, bine lucrată. Bun, hai să vedem notele că trebuie să-l miros. Uh, pe site sunt 4 sau 5, o să vă inseresc ca de obicei pe undeva pe aici. Însă eu în baza notelor listate, da? Deci încă o dată vă spun, acesta chiar este blind, da? Dacă la tapis ruj am avut acea mostră de la comanda în care am plasat-o pentru mask -tick, pentru Eternal Wood, habar n-am, avut niciodată mostră. Ei spun că în vârf avem iasomie, zmeură, coacăze negre și șofran, da? Deci clar pe alea mea cum se spune, în mijloc, magnolie, trandafir, uh, ciclamen, ciclamen, note lemnoase, iar în bază, ambră, lemn de agar sau ud și note de piele. Bun. Și pe tine te pulverizez aici. Ia să vedem. Doamne! Deci trebuie să vedeți atomizorul. Ați văzut treaba asta? Doamne Dumnezeule! Știți senzația? Senzația aceea când pulverizezi un parfum și este exagerat de puternic și pur și simplu îl simți așa pe gât, mai pe românește și ca și cum îți ajunge în ficat. Fix senzația aceasta o am. Da, deci... Doamne! O secundă, încă o dată îmi cer scuze. Încă o dată, e prima dată când beau apă. Acum. Doamne Dumnezeule! Bun! A, ah, și stați să mai vedeți un lucru. A se observa, da? Aici. Cât ulei are acest parfum. Da? Pur și simplu mă duce oarecum cu gândul, adică din toate parfumurile care le am eu, doar uh, mi-am luat și părul, dar nu mai contează. Știți foarte bine, doar la casa Ahmed al Maghribi eu am văzut treaba asta. Și acum a doua oară Hicaia. Clar, este de la primul nas genul acela de parfum de nișă, genul acela de parfum exclusivist. Este fructat, da? Chiar dacă ei listează, deci notele de vârf, iasomie, zmeură, acăze negre și șofran. Șofranul este listat în vârf, însă nu pot spune că este uh, genul acela de șofran care te dărâmă, îți dă un pumn în față și așa mai departe. Nu, uh, treaba asta, zmeura și coacăzele negre se resimt foarte, foarte bine. Sunt redate extrem de bine. Însă nu-ți lasă senzația aceea de acru, acrișor, dacă vreți, da? Ați văzut fructele de pădure, îți mirosa fructe, era să spun. Mirosa fructe, dar au subtonul tonul acela acrișor, de efervescent sau cum vreți dumneavoastră, da? Ei bine, în parfumul ăsta nu. Poți spune că resimți niște fructe de pădure, adică nu e ceva um, blending în sine. Uh, lucrătura, cum îmi place mie să spun, a acestui parfum este cu totul altceva. Da? Clar. Uh, îi înțeleg în momentul de față prețul, da? Deci clar îi înțeleg prețul. Însă, simți -l -l acela de fructe de pădure, dar este sprijinit, dacă vreți, pe un is fiind de tot dulce floral, da, posibil iasomia. Și chiar dacă acest parfum, notele acestui parfum, încep cu iasomie, nu mergeți um, cu gândul către iasomia aceea indolică din ellie, de exemplu, da, nici pomeneală. Nu e genul acela de iasomie să te doboare, nu. Mai degrabă aș putea spune că este ca și cum ai un platou cu fructe de pădure, iar lângă Uh, ai o vază da? cu apă și cu ceva iasomie. Uh, ceva crenguțe de iasomie. Și de ce spune apărat vază cu apă? Deoarece iasomia de aici, exact cum v-am spus, nu este iasomia aceea indolică, copleșitoare, să te doboare și așa mai departe. E mai degrabă un iz de iasomia poasă, dacă vreți. Da? Foarte fain. Iar șofranul undeva în fundal. Da, Dacă nu sunteți în zona parfumurilor cu șofran, sau dacă nu sunteți în zona parfumurilor cu. ei listează în bază UD și note de piele. Nu pot spune că este ceva proeminent, da? dar dacă sunteți obișnuite um, strict cu parfumuri. Feminine, florale și așa mai departe, și uh, nu aveți sau nu întindeți mâna către parfumurile cu o foarte fină atingere Mid-De s-ar putea să vi se pară prea mult. Oricum, încă o dată mă repet, e genul acela de parfum categoric unic, da? Nu, pur și simplu nu mă duce cu gândul către nimic, nu știu, vă dați seama, v mai zis eu și în alte videoclipuri. Nu există om care să spună, băi, eu am testat toate parfumurile. Cine spune așa ceva, eu nu cred, da? Dar din ceea ce am testat eu și din ceea ce am eu full size sau decanturi, nu pot să asemăn cu nimic parfumul ăsta, categoric. Se uh, așează, dacă vreți, da? Se transformă în mijloc magnolie, trandafir, note lemnoase, ciclamen, ciclamen. Trandafirul de aici, din nou, nu e ceva să mă copleșească, nu. Nu e ceva ce pot culege, dacă vreți, da? Nu e ceva să iasă în evidență, nu. Totul este, cum am mai spus eu și nu prea folosesc termenul acesta în multe parfumuri, chiar dacă îmi plac, este pur și simplu ca acea sinfonie a notelor, da? Totul se îmbină perfect, nimic nu iese. Nu încearcă să iasă în evidență, nimic nu țipă, nimic nu urlă. Devine un fructat cremos, fiind de tot pudrat și nu înțeleg de unde, dar îmi place, știți că iubesc parfumurile pudrate. Vai și de atâta timp, da, observați uleiul tot Undeva pe aici. E. Ce spui tu că ești? EDP. Ei spun că e EDP. Eu, exact cum v-am mai spus cândva la um, cele patru bombonele, cum îmi place mie să le numesc de la Casa Alanic. Vă las videoclipul pe undeva pe aici. Pentru mine, nu. Așa cum acele parfumuri ale casei Alanic nu sunt EDT-uri, sunt EDP-uri toată ziua. La fel, Eternal ud pentru mine categoric nu are cum să fie EDP, este extract toată ziua. Da, toată, toată ziua. Udul de aici. Udul de aici nu este udul acela animalic. Nu este udul acela uh, de grajd, fecal sau așa mai departe. Nu. Este izul acela de ud dulce, da? Uh, mai vorbeam uh, dimineață cu cineva la telefon, tot legat de parfumuri, bineînțeles, și pur și simplu mirosul Dubaiului, dacă vreți, da? Spun eu care n-am încălcat niciodată acolo, dar îmi pot imagina, da? Măcar cu imaginația să mergem acolo. Nu știu cum mă listează ei pe site și nici nu mi-am notat, să mă uit, totuși, între timp. Însă, dacă sunteți domni, și dacă sunteți ok cu parfumurile, cum să spun eu, cu ceva is, cu ceva sub ton de fructe de pădure, s-ar putea, da, să iubiți și acest Eternal Wood. Chiar dacă eu v-am spus la un moment dat că are undeva în fundal un iz fiind de tot pudrat. Da? Nu vă gândiți că este eternă ludia. ia să vedem. Parfum feminin, spun ei. Însă, din nou, dacă sunteți domni și dacă aveți deja în portofoliu, în garderoba parfumată, parfumuri ce au și note, acorduri de fructe de pădure, da? S-ar putea să fie pe alea dumneavoastră, cum zic eu, și acest parfum. Pentru că cel puțin în momentul de față, da, am ajuns la bază, zic eu, pentru că da, pot pune degetul pe ud și pe notele de piele, da, și ceva ambrat, deci categoric. Cel puțin acum, în opinia mea, pentru gusturile mele, este o aromă total, total unisex. Da? S-ar putea, dacă nu sunteți exact cum am spus mai înainte, dacă nu sunteți în zona parfumurilor um, cu coloană vertebrală, da? Dacă nu sunteți în zona parfumurilor mai bogate, mai in your face, mai opulente și așa mai departe, și bineînțeles cu acel factor middle easter, deoarece în momentul de față, da, clar poți spune este ud, dar din nou vă spun udul acela dulce, da? Nu este nimic animalic, de grajd, fecal sau așa mai departe. Dacă vreți, ca să vă fac o paralelă udul dulce precum cel din Shaga Food Swiss Arabian. Da? Și acolo aveți un ud dulce, bine, și ciocolată și alte cele praline și așa mai departe, dar udul, în esență, udul din acel parfum este genul acela de ud dulce. Da? Pentru mine este udul meu preferat. Cu toate că mai nou am început să cochetez și cu udurile fin animalice, da? Ce să vezi? A venit vara căldura și eu cochetez cu udurile animalice. Dar nu mai contează. Acum, orică îmi plac mie parfumurile mai altfel, da? Um, vă fac o paralelă, da? nu spun că acest Eternal Wood și Marj de la Ahmed al Maghribi, nu spun, da? nu înțelegeți că astea două miros la fel, nici măcar nu miros asemănător. Însă, le-aș putea încadra în aceeași familie, în sensul că ambele miros altfel, dacă vreți, da? Este mirosul acela de regină sau rege Middle Eastern, da? Fără nici cea mai mică exagerare. Este mirosul acela de uh, regalitate Middle Eastern, da? Sheikh sau ce mai au ei pe acolo. Chiar dacă îi listează ud și piele în bază, nu este nimic copleșitor, nu este nimic să te dărâme, deoarece fructele acelea de pădure pur și simplu te însoțesc chiar și în bază, da? chiar și în dry down-ul final. Bun, le las un pic, beau puțină apă și facem recapitularea finală, da? Oricum voi reveni categoric cu recenzii și știu, am rămas mult în urmă cu recenziile. Însă, parfumeria Middle Eastern a călcat accelerația și sunt lansări peste lansări, peste lansări, peste lansări. Însă, uh, promit că... Da, trebuie și pentru Rar Passion și o să fac un clip special recenzie Rar Passion și Rar Tiffany, da? pentru că și acela Trebuie să-l aveți. Bun. Mai dărâm câte ceva. Rar peștă, nu vă mai vorbesc acum despre impresia finală, pentru că oricum l-am pulverizat în aer. Și oricum urmează un clip cu recenzia sa și recenzia frățiorului său, Rar Tiffany. Ne întoarcem către Supremații Tapis ruj, Supremația covorului roșu s traduce că tapis, covor, vedem. Da, da, ești pur și simplu din film, da? Ești din diva, inamorata, diva, mafioata sau ce mai vreți voi. Este acea fem fatal, da? Pur și simplu dry down ul final este fem fatal, este izul acela fiind de tot de ruj, este izul acela fiind de tot pudrat. În continuare poți resimți o adiere de cireșe și ai undeva în fundal, da, foarte, foarte mult în spate și foarte greu totuși de prins, da? Deci este pur și simplu cea mai mică adiere, da? Adierea aceea de fum specifică lui BDK Rouge Smoking, da? Deci, la o primă impresie, acest Suprema Citapis Rouge de la Afnan, extract de parfum, se deschide preț de un minut, da? Nu mai mult, garantat. Precum Last Cherry de la Tom Ford, trece prin mijlocul său, da, la notele din mijloc are un o întorsătură către Black Perfecto de la Guerlain. Iubesc parfumul acela, de aceea spun că este fix de acolo și acela l-am în două sticluțe ca dry down-ul final să fie de fapt ruj smoking de la BDK. Da, categoric da. Îl văd purtat vara în continuare. Dar serile de vară sau ă, la un eveniment sau categoric, da? Categoric tapis ruj, covorul roșu, da? E de acolo. Exact cum mi-am permis să fac urar Rar Peșen, îl recomand. Dacă iubești BDK Rouge Smoking, Last Cherry și Black Perfecto de la um, Guerlain, Safe, Blind, Bye. 10 din 10 pentru mine. Eternal Wood de la Hikaya. Eternal Wood este, da, acel parfum de, exact cum am spus, regalitate, persoană cu rang înalt din Orientul Mijlociu, da, Middle Eastern, fructat, cremos, pudrat, dar are și izul acela de ud. Dar, din nou, compoziția, da? Că știu că mulți fugiți atunci când auziți ud. Depinde și udul acela cu ce e el combinat, da? Că diferă. Udul. Bun. Acest parfum eu l-aș purta cu siguranță seara, vara, da? Cu tot udul care îl are în el, da? Pentru că. Fructele acelea de pădure, pur și simplu, echilibrează toată treaba. Da? Nu înclină foarte, foarte mult. Dacă ar fi să spun un procent în opinia mea și pentru simțurile mele, în legătură cu acest parfum pentru latura Middle Eastern, aș spune doar 20%. Da? 20% are acel iz Middle Eastern. Trebuie să fii în zona parfumurilor Middle Eastern, trebuie să fii în zona uh, parfumurilor, altfel, da, sau de nișă, cum se spune și așa mai departe, ca să poți aprecia acest parfum la adevărata sa valoare. Da. Vom mai vorbi cu siguranță și despre Eternal Wood. Bun. 50 de minute, că de ce nu? Am sperat că îl fac și eu mai scurt, dar na, nu se poate. Dacă ați rămas cu mine până acum, Vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat, nu uitați să o faceți. Nu uitați ca de obicei, v-am mai explicat eu treaba cu algoritmii YouTube. Dați like acestui videoclip, distribuiți acest videoclip, lăsați un comentariu, da? YouTube a devenit leneș și nu mai recomandă videoclipurile noastre. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă aveți vreunul din aceste parfumuri sau Rar passion, poate nu l-ați cumpărat până acum și l-ați agresionat abia acum. Că știu că multe de pe grupul meu, multe doamne și domnișoare de pe grupul meu de Facebook Frag Family, este o mică febră cu Rar passion acolo, și da, pe bună dreptate. Hai să ne auzim în secțiunea comentarii, nu uitați să aruncați și un ochi pe site-ul celor de la Parfumas. Că știu, mi-a mai scris mie cineva, Ana, să noutăți zi mai, tu ce faci? Sinceră să fiu, o să vă inserez imaginile pe undeva pe aici. Eu când am plasat această comandă, pentru că eu filmez astăzi, însă coletul îl am în casă de vineri, da? Fără exagerare. Vineri am filmat un cu totul alt videoclip și abia după ce am terminat de filmat videoclipul a venit acest colet. Da? Nenicul de la fancurier, cum îi zic eu, a avut ceva probleme cu mașina. În fine, vinerea am primit acest colet, iar noutățile au fost listate undeva sâmbătă-duminică, nu îmi aduc aminte acum. Însă sunt noutăți multe pe site și am ochit câteva zimee, cum le zic eu, dar uh, trebuie să mă refac puțin financiar după comanda aceasta și cu siguranță voi vorbi și despre acelea, pentru că sunt extrem de curioasă. Da? Uh, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag Hai în secțiunea comentarii și până data viitoare, până la un alt videoclip Vă îmbrățișez și vă doresc zile minunate și pline cu parfum V-am pupat!